Știința 360 cu Corina Negrea. Raportul de gardă. Reîncepem dialogul săptămânal cu raportul de gardă, dar mă numesc domnul dr. Marius Ceantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bine v-am regăsit la mulți ani și la început de an și la început de emisiuni și ce să vă doresc, un an cât mai sănătos și cât mai fără surprize. La mulți ani tuturor și da, tuturor multă sănătate și sper că anul acesta să putem să cuantificăm așa în fiecare săptămână și cu fiecare ediție pașii până la sfârșitul pandemiei, cel puțin ca fenomen social. Ca fenomen medical, probabil că va dura ceva mai mult. Pandemia aceasta ca fenomen social are foarte multe, îmbracă foarte multe aspecte. Nu reușesc să fac niciun scenariu legat de sfârșitul, cum va arăta sfârșitul pandemiei, nici ca fenomen social, nici ca fenomen medical. Ce știm sau ce vedem clar este că în România crește vertiginos numărul de îmbolnăviri cu SARS-CoV-2, inclusiv cu această nouă variantă Omicron. În continuare, din păcate, nu știm exact câte cazuri de îmbolnăvire cu Omicron sunt, pentru că în continuare nu testăm la nivelul altor țări. La Esențial COVID-19, raportul de gardă grupează ca de obicei subiecte de foarte mare actualitate și uite, aș începe cu unul legat de Nuvaxovid. Un vaccin produs de Novavax, autorizat condiționat în Uniunea Europeană, este de fapt un vaccin care previne îmbolnăvirea, iar asta deja este o altă nuanță, da? Nu previne doar formele grave, ci previne îmbolnăvirea. Într-adevăr, este al cincelea vaccin autorizat de Comisia Europeană, autorizat condiționat, la un an distanță, trebuie să spunem și asta, de primele vaccinuri, cele bazate pe ARN mesager. De altfel, acest vaccin produs de Novavax și care a promis și promite foarte mult, se bazează pe o tehnologie diferită. De fapt, conține o formă inactivă a proteinei spike a coronavirusului, care, în mod evident, odată ce este inoculată, introdusă în organism, stimulează sistemul imunitar și dezvoltă un răspuns imun față de infecția cu SARS-CoV-2. Într-adevăr, eficacitatea în prevenirea formelor simptomatice de boală este de 90%, dar încă nu avem datele referitoare la Omicron și nici la Delta, pentru că vaccinul despre care noi am mai vorbit anul trecut în emisiunea noastră, el a fost dezvoltat în perioada în care varianta Alpha era dominantă și chiar înainte de varianta Alpha, în perioada în care circula, să zicem, varianta originară a virusului. Acum e de văzut, există contract încheiat de Comisia Europeană cu producătorul, cu Novavax. Devine interesant să vedem datele referitoare la protecția asigurată față de aceste forme noi, față de Omicron mai ales. Și rămâne de văzut în ce măsură, fiind un vaccin mai apropiat de sau poate chiar identic cu unele dintre, să spunem, modalitățile clasice de obținere a vaccinurilor, în ce măsură va fi acceptat de acea parte din populație care, să spunem, că nu are încredere în inovație, în platformele ARN mesager și așa mai departe. Trebuie să mai spunem faptul că pe 22 decembrie, totuși, Novavax a publicat date preliminare referitoare la Omicron. Prin urmare, o idee avem și de în legătură cu eficacitatea împotriva acestei tulpini, însă, într-adevăr, mai trebuie să culese date. Mai ales date din viața reală, le așteptăm și în legătură cu Novavax, dar până atunci, cred că sunt foarte relevante datele din Marea Britanie privind eficacitatea vaccinurilor împotriva spitalizării din cauza COVID-19 determinată de Omicron și un raport publicat la sfârșitul lunii decembrie pe 31, iată că britanicii au lucrat practic și de anul nou, arată o restabilire a protecției la 88%.
împotriva ospitalizării la persoanele care au fost vaccinate cu 3 doze, ceea ce reprezintă un nivel remarcabil și vorbim despre date din viața reală. Pe lângă faptul că, din nou, Marea Britanie s-a implicat în acest val Omicron, au lucrat în toată perioada sărbătorilor, modul în care este organizat și sistemul de sănătate, modul în care îi realizează și secvențierea, îi ajută, iată, să ajungă la genul acesta de rapoarte extrem de utile pentru noi toți, pentru că din acest studiu, din concluzia acestui studiu, rezultă de fapt nevoia de administrarea acelei de-a treia doze. Iar o campanie pentru cea de-a treia doză, n-am văzut să existe încă în România, dar are foarte mult, foarte mult sens. Pentru că, iată, restabilește nivelul de protecție și prin creșterea cantitativă a anticorpilor, prin creșterea calitativă, sunt 23 de noi clase de anticorpi care se dezvoltă în organism numai după doza booster și, de asemenea, doza booster este în măsură să întărească bariera de apărare reprezentată de limfocitele B și de limfocitele T. Deci sunt argumente foarte puternice și sunt puternice pentru că, de fapt, privesc toate vaccinurile de pe piață, inclusiv vaccinul AstraZeneca, sigur, puțin utilizat în România, dar cred că este relevant. Să mai rămânem puțin în zona de vaccinare anticovid. Cu ceea ce avem în momentul de față, o analiză CDC arată că efectele adverse în urma vaccinării cu vaccinul ARN mesager în rândul copiilor cu vârste între 5 și 11 ani, o grupă de vârstă importantă, sunt ușoare. 97,6% dintre cazuri, dintre reacțiile adverse, n-au fost cazuri grave. E adevărat că au fost și înregistrate 11 raportări de miocardită, dar vorbim despre aproximativ 8,7 milioane de doze de vaccin administrate. Prin urmare, statistic vorbind, nu sunt motive de îngrijorare. Sigur că fiecare caz în parte este o situație nefericită și trebuie tratat cu atenție fiecare caz în parte, dar statistic vorbind, repet, nu sunt motive de îngrijorare. Exact, mai ales că vorbim, cum foarte bine spuneați, despre date din viața reală din Statele Unite, în care, da, vaccinarea la grupa 5-11 ani a început încă din octombrie. În România încă n-a început vaccinarea la această grupă de vârstă. În sine va fi o provocare, pentru că avem foarte multe familii în care părinții nu s-au vaccinat, în care poate există frați mai mari care nu s-au vaccinat și atunci probabilitatea ca să se vaccineze chiar cei mai mici, vârsta 5-11 ani, este o probabilitate foarte mică. De ce devine mult mai importantă vaccinarea la vârste mai mici, începând cu vârsta de 5 ani în acest moment? Pentru că s-a văzut că în contextul circulației Omicron, numărul de copii afectați este mult mai mare decât față de variantele anterioare. Asta nu înseamnă că Omicron, varianta Omicron, afectează sau are predilecție pentru a-i afecta pe copii, ci pur și simplu numărul de infecții per total este mai mare și proporțional numărul de infecții la copii este mai mare. Și iarăși, pe date din Statele Unite, putem să spunem că, de fapt, o proporție destul de mică din copii care au test PCR pozitiv au și simptome. Mulți dintre ei se prezintă la medic, la spital, pentru alte suferințe, sunt testați pentru COVID și sunt pozitivi. Deci ei nu fac o formă de boală evidentă determinată de Omicron. Dar e o schimbare față de valul Delta și în condițiile în care este o informație de context, s-ar putea să mai așteptăm pentru vaccinuri care să poată să fie administrate copiilor cu vârsta de sub 5 ani. Studiile de până acum nu au fost concludente ca urmare a numărului foarte mic de copii care au putut să fie înrolați. De aceea s-ar putea să mai așteptăm probabil chiar ani de zile o autorizare la grupe mai mici, mai mici de vârstă. Mai sunt foarte multe alte subiecte, sigur că da, interesante. Ne mai oprim asupra unuia dintre ele, cel legat de vaccinurile de tip pan-coronavirus. Apare o nouă noțiune, ne-am îmbogățit vocabularul teribil în ultimii 2 ani, apropo de vaccinuri și de tehnologii de obținere a vaccinurilor. Ce este în primul rând acest vaccin de tip pan-coronavirus?
Noi știm despre SARS-CoV-2 că este unul dintre coronavirusuri și s-a adăugat celorlalte patru în principal, coronavirusuri care determină infecții respiratorii răceli la oameni. Aici aș face un scurt comentariu și anume că acum în contextul variantei Omicron suntem tentați să banalizăm răceala. Sigur că o persoană care răcește se vindecă în 7 zile cu tratament, într-o săptămână fără tratament. Nu e ceva ce neapărat o îngrijorează, cel mult o scoate din câmpul muncii și din activitățile curente pentru o zi, două, trei, după care lucrurile revin la normal. Dar această banalizare a fost posibilă pentru că de-a lungul generațiilor și de-a lungul zecilor de ani, organismul nostru, sistemul nostru imun, a luptat constant și a venit în contact constant cu aceste tipuri de coronavirusuri și și-a dezvoltat, a mai pus cât o cărămidă cu fiecare intersecție cu respectivele coronavirusuri. Și așa am ajuns în punctul în care acum o persoană, când vine în contact cu un alt coronavirus, nu intră în panică foarte mult, pentru că, eu știu, strănută, tușește, are gâtul roșu și eventual face febră, așa cum ar intra în panică dacă, eu știu, ar fi contactul unei persoane infectate cu SARS-CoV-2 și ar dezvolta genul acesta de simptome. Diferența e dată de faptul că SARS-CoV-2 circulă doar de 2 ani. Deci nu am avut timp suficient ca să intrăm în contact cu diversele variante ale SARS-CoV-2, așa încât să dezvoltăm un tip de imunitate și cantitativă și calitativă suficientă. Acum, în contextul în care SARS-CoV-2 a pus probleme de tipul unei pandemii, în contextul în care am avut nevoie de lockdown, în unele țări pentru luni de zile, în contextul în care s-au dezvoltat pe platformele RNA mesager vaccinul foarte repede, în mod evident, din punct de vedere științific, a apărut ideea de a bloca nu numai SARS-CoV-2, dar și celelalte coronavirusuri, pentru că, sigur, la nivel individual nu ne îngrijorează. Dar toamna, de exemplu, sau în timpul iernii, sunt perioade în care persoane care au aceste infecții cu coronavirusul fac așa numitele răceli banale, cum spuneam, pot să lipsească de la serviciu, pot să lipsească de la școală, oricum își întrerup activitatea. Și atunci ideea de a dezvolta un vaccin care să poată să țintească toate aceste coronavirusuri, pornind de la ceea ce ele au în comun, are foarte mult sens din punct de vedere științific și este, sigur, o preocupare pe care o vedem în zona Institutului de Cercetare Militară Walter Reed din Statele Unite. Nu vorbim despre un vaccin care ar putea să fie util în această fază acută a pandemiei, ci despre un vaccin care, pe termen mediu, de altfel studiile clinice abia urmează să înceapă, dar datele din studiile preclinice sunt încurajatoare. Pe termen mediu, genul acesta de abordare, posibilă dezvoltarea unui vaccin pan-coronavirus ar putea să aibă un impact extrem de favorabil din punct de vedere al sănătății publice. Așadar, avem un vaccin care pare foarte interesant pe bază de proteine. Studiile preclinice, rezultatele preclinice arată că vaccinul protejează primatele non-umane de bolile pe care le cauzează această tulpină originală de SARS-CoV-2. Este interesant și felul în care este gândit vaccinul, nu? Proteina are forma unei mingi de fotbal pe care sunt atașate apoi fragmentele spike de la mai multe variante. Da, e o minge de fotbal cum arăta mingea de fotbal în anii 80-90, cu acele fațete hexagonale, dacă nu greșesc. Și fiecare astfel de fațetă ar avea proprietățile de a se atașa la proteina spike specifică unui anumit tip de coronavirus, blocând-o. Acesta este mecanismul, iar, sigur, fiecare fațetă ar putea să corespundă unei proteine spike relevantă. Sigur că noi aici vorbim despre, în principiu, 5 mari categorii de coronavirusuri, inclusiv SARS-CoV-1, care a apărut acum 20 de ani, dar la fiecare ne putem aștepta să avem mai multe versiuni ale proteinei spike, cum de altfel vedem cu SARS-CoV-2. Proteina spike de la Omicron este complet diferită de cea a variantei Delta. Asta ar însemna că ne-am putea alege cu un vaccin universal pentru coronavirusuri sau împotriva coronavirusurilor? Împotriva coronavirusurilor și inclusiv față de SARS-CoV-2. Dar rămâne acum să vedem datele clinice, studiile clinice care ne vor arăta eficacitatea pentru
fiecare categorie și subcategorie de coronavirus. Și mai este un lucru, oare nu cumva ar fi totuși, bun, să presupunem că n-ar fi eficiente în cazul oamenilor, deci la oameni, aceste tipuri de vaccinuri, dar dacă ele ar fi eficiente și sunt eficiente la non-primate, asta n-ar putea cumva preveni saltul acela, trecerea de barierei de specie de la animale la om? Deja ar fi un câștig, da, sau tot ar fi un câștig? Ar fi un câștig uriaș, uriaș, într-adevăr. Cred că este o ipoteză care trebuie studiată. Nu am văzut această informație, nu înseamnă că ea nu există, dar chiar m-am devenit curios și o să caut. Să vedem dacă există genul acesta de abordări. În orice caz, e o abordare foarte interesantă, e pe termen lung cei drept, după cum recunosc și specialiștii implicați în dezvoltarea acestui tip de vaccin, dar iată și pe termen lung e bine să avem soluții. Da, dar trebuie să mai spunem un lucru, că designul unui vaccin pan-coronavirus există de dinainte de pandemie. Numai că, sigur, n-au existat fonduri, n-a existat interes. A existat justificarea din viața Justificarea dezvoltării, investiției în asta. Pentru că, exact cum spuneam mai devreme, la nivel individual, ok, am răcit, da. Știu ce am de făcut, trece și mergem mai departe. Cum de altfel se mai întâmplă și acum să mai răcim, pur și simplu, fără să avem coronavirus? Absolut. Și de unde și complexitatea, cred că, situației actuale. În fine, mai avem un grupaj foarte interesant de știri. Iată, un articol publicat pe Raportul de Gardă vorbește despre faptul că sunt date noi care arată că răspândirea virală extrapulmonară există chiar și la pacienții cu forme asimptomatice sau chiar ușoare, când suntem tentați să spunem că am trecut ușor prin boală fără niciun fel de efecte. Și de asemenea, aș vrea să mai atingem și subiectul acesta legat de cât de vulnerabili sunt pacienții oncologici la infecția cu SARS-CoV-2, pentru că și aici au apărut date noi. În primul rând m-aș referi la așa numitul long COVID, care probabil va fi redenumit în timpul anului 2022. Long COVID semnifică persistența sau apariția unor manifestări după faza acută a COVID-19, iar s-a văzut aceste manifestări sunt legate de persistența virusului ca atare în diverse organe, cum ar fi creierul, de unde afectările neurologice, care de multe ori sugerează unele forme de demență, seamănă cu boala Alzheimer, pot să ducă la confuzii din punct de vedere diagnostic și pun mari probleme din punct de vedere a recuperării pacienților respectivi. Aici cred că e o zonă de cercetare foarte interesantă. De altfel, îmi amintesc că în unul din primele interviuri pe care le-am dat pe subiectul SARS-CoV-2, cred că nici nu se numea așa atunci. Am atras atenția asupra posibilei persistențe a virusului în organe, fiind un virus ARN ca și virusul hepatitic C, care știm că poate să persiste zeci de ani la nivelul organelor și să provoace, de exemplu, ciroza hepatică. E ceva ce ține de clasa în sine de virusul. De aceea cred că în perioada următoare o să asistăm din ce în ce la mai mult la discuții de genul această boală cardiovasculară oare determinată de SARS-CoV-2 sau era deja prezentă, iar SARS-CoV-2 doar ne-a ajutat să o scoatem la lumină. La fel și pentru, valabil și pentru unele boli autoimune și la fel pentru unele boli neurologice. Iar a doua temă devine extrem de interesantă pentru că, pe măsură ce avansăm în pandemie, ne dăm seama de un lucru, și anume că aspectul cel mai important este să putem să definim foarte bine care sunt acele persoane, nu populații, persoane la risc foarte înalt de a face forme grave de COVID-19. Noi acum, sigur, ne referim la persoane în vârstă și la persoane cu comorbidități, dar genul acesta de abordare vine din perioada medicinei de imprecizie. Acum, în epoca medicinei de precizie, trebuie să putem, la nivel individual, să dăm mai multe detalii. Iar această știre care vorbește despre faptul că pacienții cu forme de cancere hematologice au un risc mai mare în privința COVID-19, după mine reprezintă un mare pas înainte în înțelegerea riscului de a face o formă gravă de COVID-19. Genul acesta de date se vor acumula în continuare și cred că vom ajunge la un moment dat în acel punct de echilibru în care
Pentru populațiile care nu există un risc, vom avea un anumit tip de măsuri, iar pentru cei cu risc ridicat, măsuri diferite adaptate riscului. Iar în categoria celor la care riscurile sunt foarte ridicate, sunt și cei care suferă de cancer. Pacienții cu cancere hematologice, de exemplu, sunt cei mai vulnerabili în fața infecției, după cum arată rezultatele unui studiu publicat în Annals of Oncology. Și aici trebuie să spunem că are sens, pentru că în cancerele hematologice există o interferență foarte mare la nivelul limfocitelor, care sunt parte din sistemul de apărare imună a organismului. Deci chiar motorul apărării imune este afectat de o altă boală, și anume de poate fi un limfom sau poate fi o leucemie. Iar un alt studiu despre care raportul de gardă scrie că este în revizuire arată faptul că infecția cu SARS-CoV-2 poate chiar stimula dezvoltarea tumorală. Da, într-adevăr, aici trebuie să accentuăm pe faptul că este încă în revizuire. Este o ipoteză extrem de importantă, de altfel. Aș spune să așteptăm confirmarea, să vedem și alte studii, dar dacă lucrurile stau așa și explicațiile sunt, cum să spun, fiziopatologice oferite în un articol, sunt absolut credibile și au foarte mult, foarte mult sens, dacă lucrurile stau așa, iarăși putem să identificăm categoria de pacienți care sunt diagnosticați cu cancer în sine, pe care trebuie să-i considerăm la risc foarte înalt, și atunci trebuie să avem o conduită adaptată lor. Și ne amintim de discuțiile de la începuturile campaniilor de vaccinare. Vaccinăm sau nu pacienții cu cancer? Și exact. Din păcate, mulți medici oncologi nu recomandau vaccinarea la acel moment. Sper că opinia s-a mai schimbat între timp. Asta în condițiile în care nici până acum nu există studii care să arate clar că vaccinarea pacienților oncologici face rău. În timp ce, iată, avem câteva, chiar dacă studiile sunt încă revizuire, date care arată că, dimpotrivă, infecția cu SARS-CoV-2 poate agrava sau poate duce la agravarea bolii. Sigur, aceasta este balanța care trebuie pusă, da, în legătură cu pacienții cu cancer. Complicat și complex, după cum am mai spus de atâtea ori. Detaliile pe raportul de gardă.ro. Haideți să încheiem, domnule doctor Marius Geantă, intervenția de astăzi cu câteva comentarii legate de conferința de medicină personalizată. Într-adevăr, am organizat la sfârșitul anului trecut conferința de medicină personalizată, care în premieră a avut o sesiune dedicată pandemiei. În contextul în care se vorbește din ce în ce mai mult despre nevoia de a avea intervenții precise în sănătatea publică și intervenții precise și bazate pe date, nu acele tipuri de intervenții, cum ar fi lockdown-ul, pe care l-am experimentat numai cu 2 ani de zile, care reprezintă o măsură disperată și un eșec al politicilor de sănătate publică, de fapt. Și aici, sigur, am discutat cu doamna profesor Angela Brand, profesor de sănătate publică la Universitatea din Maastricht, care vorbește despre o renaștere a sănătății publice în contextul pandemiei. Chiar a spus că fratele cel mic, așa cum era privită sănătatea publică înainte de pandemie, s-a făcut mare și a devenit un frate mai mare, relevant acum, în unele țări. Și am mai zis un lucru important, și anume că, de fapt, sănătatea publică ar trebui să fie o obligație pentru fiecare om care lucrează în sistemul de sănătate. Și a exemplificat acest lucru prin faptul că în foarte multe țări s-au exprimat public în această perioadă oameni relevanți, dar care nu erau neapărat profesori de sănătate publică sau epidemiologi, dar care au avut un cuvânt de spus fiecare din perspectiva lui, luând în calcul și cât de mult s-a diversificat de la bioinformatică la, eu știu, virusologie, spectrul specialităților implicate în controlul pandemiei. De asemenea, am avut un invitat din India, dr. Vinos Karia, care ne-a arătat cum se face supravegherea genomică a virusului SARS-CoV-2 cu adevărat într-o țară precum India. Și, de asemenea, am avut o invitată pe domnul dr. Angelic Cățe, medic de familie, este primul medic din lume care a văzut pacienți infectați cu Omicron și am vorbit cu dumneavoastră despre importanța supravegherii sindromice a circulației virusului SARS-CoV-2. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că te poți uita și poți să secvențiezi și să vezi ce tip de virus ai, dar poți să ai informații relevante de la medicii care tratează pacienții.
legate de simptome, semne și sindromele pe care le dezvoltă și care pot să fie extrem de relevante. Și de fapt, din interconectarea supravegherii genomice cu supravegherea sindromică, din această interconectare rezultă cele mai bune analize și, din fericire, am avut parte de ele în privința Omicron, venind din Africa de Sud, apoi din Danemarca, din Marea Britanie, mai nou din Statele Unite. Deci chiar cred că a fost o conferință de nivel foarte înalt, în care chiar am reușit să discutăm aceste subiecte, care sigur pentru România, din păcate, sună fantezie, dar ele sunt realitate în multe, multe țări. Mai ales că realitatea este cea pe care o vedem cu toții. Sunt țări în care oamenii sunt foarte vaccinați, ca să spun așa, sunt foarte mulți vaccinați, sunt foarte testați, cu toate acestea numărul de cazuri crește vertiginos. Iar medicul acesta care a depistat, iată, primele cazuri de infecție cu Omicron, spune că, da, într-adevăr, este un paradox, dar e nevoie de astfel de date pentru supraveghere, dacă nu pentru altceva. Într-adevăr, și schimbarea profilului clinic în țările care nu au sisteme de supraveghere genomică, schimbarea profilului clinic poate să fie un indicator extrem de important. Și iarăși vin la România, nu avem registre, dosarul electronic abia a fost relansat, ține foarte mult de medicii clinicieni care văd pacienți ca să identifice aceste modificări și să le comunice. Clinicienii care văd pacienți cu SARS-CoV-2, infectați cu diversele tulpini, sunt, cred că, sursa primară de informație. Sunt cei mai buni în a documenta această boală și, pe baza observațiilor lor, ar trebui să se dezvolte, poate, și strategii de intervenție. Această pandemie nu poate fi controlată luând decizii pe bază de teorie. Da, lucrul cel mai frustrant acum, după 2 ani de zile, este exact acesta. Și anume că citim teorie pentru că lucrurile se dezvoltă și se așează într-un format teoretic din ce în ce mai interesant și din ce în ce mai elaborat. Pe de altă parte, vedem state și nu ne uităm spre vest, ne uităm în Africa. Vedem state care pun în practică acea teorie sau își pune chiar ceva mai mult. Contribuie prin ceea ce fac practic la scrierea teoriei și ne uităm la noi și așteptăm. Aceasta este frustrarea cea mai mare, de fapt, și trebuie să explic puțin de ce așteptăm. Pentru că unele lucruri pot fi făcute de noi, care nu suntem în zona publică, în zona guvernamentală și așa mai departe, dar cele mai multe lucruri trebuie făcute de zona publică și aici mă refer mai ales la modul în care comunică datele și pun la dispoziție datele. Noi nu avem în acest moment nici măcar o corelație făcută, n-aș spune în timp real, dar măcar cu o abatere de câteva zile între numărul de cazuri și frecvența variantei Omicron. Ce să mai vorbim despre o corelație între varianta Omicron și un anumit tablou clinic, varianta Delta și un anumit tablou clinic? Acest medic, repet, Angelic Căuțe, spune clar, toată lumea care vine cu durere de cap și oboseală trebuie testat, testez pe toată lumea și nu exclude faptul că vaccinurile au rolul lor. Citez, protejează în continuare față de formele severe. Adică, deja lucrurile sunt foarte clare, chiar și în momentul ăsta, când nu putem să spunem cât de departe suntem de finalul pandemiei. Da, și are foarte mare dreptate, aș mai spune doar atât, că dacă vorbim despre valoarea vaccinurilor, protecția față de deces și față de formele grave este un atribut pe care, din păcate, mulți oameni l-au descoperit acum, când el reprezenta principalul atribut încă din momentul în care s-au încheiat studiile de fază 3, pentru că iarăși trebuie să spunem, ideea că vaccinul oprește pandemia, că umăr la umăr oprim pandemia, toată această coafare a campaniei de vaccinare prin atribuirea unor elemente care s-au dovedit a fi și inutile și inexacte și nepotrivite, de fapt a scăzut nu din valoarea vaccinului, ci din valoarea percepută de populație pe care o au de fapt vaccinurile. Și acum noi trebuie de fapt să venim și să le spunem oamenilor, ceea ce sigur noi le-am spus în emisiune și eu în alte apariții de atâta timp, dar au fost voci destul de puține. Noi trebuie să le spunem acum pe toate vocile, ceea ce de fapt trebuia să le spunem cu un an în urmă. Și anume te vaccinezi ca să salvezi viața. Știu că va trebui să încheiem cât de curând, dar n-aș vrea să încheiem fără să mai aducem în discuție chiar și așa, întrecere,
Ceea ce tot Angelica Chioțe a spus, citez, Africa are foarte multe persoane imunocompromise, nevaccinate, deci orice virus poate avea un impact major în Africa, iar ceea ce ar trebui să ne îngrijoreze pe viitor este o eventuală pandemie microbiană. Avem acum o pandemie virală, dar nu este imposibil să avem și o pandemie bacteriană. Am încheiat citatul. Asta în ideea că totuși a trebuit insistat pe vaccinarea persoanelor din Africa. Cu siguranță, da. Eu am spus că Africa este continentul model din punctul meu de vedere pentru utilizarea noilor tehnologii în sănătatea publică. Echipa profesorului Oliveira a identificat Omicron, a identificat înainte Beta, nicio țară europeană, Marea Britanie a ieșit din UE. Dar nicio țară din Uniunea Europeană n-a reușit să aibă genul acesta de reușite. Și ei au făcut acest lucru pentru că s-au organizat în rețea și au dezvoltat infrastructură, au avut programe de training începând cu anul 2020 pentru secvențiere și bioinformatică și au făcut acest lucru pe o infrastructură creată în contextul epidemiilor precedente care au lovit Africa. Deci ei cumva au trăit aceste experiențe și a fost o nevoie vitală de a îmbrățișa noile tehnologii ca să scape mai ușor. Noi în Europa, nefiind expuși unor astfel de pericole, suntem ceva mai lenți, avem o latență mai mare. Avem o latență, dar avem modele pe care, să spun, ar trebui să le urmăm. Slavă Domnului și foarte bine că n-am fost expuși, dar putem învăța din experiența altora. Se pare că unele țări încă nu o fac, respectiv România încă nu face nici măcar lucrul ăsta. Noi suntem și într-o poziție, aș spune, paradoxală, pentru că suntem membri din Uniunea Europeană. În urmă cu 6 ani am participat la un eveniment care lansa un proiect prin care se transferau cunoștințe despre inovație din Uniunea Europeană către țări africane. Angelica Chioțe era membru în advisory board-ul acelui proiect și trebuie să o spun, ca român, la acel moment am fost în poziția în care mi-aș fi dorit ca acel transfer să se întâmple dinspre Bruxelles către România, înainte de a se transfera către Africa. Deci cumva eu așa văd avansul pe care, sau și așa putem să interpretăm avansul pe care Africa l-a avut, prin faptul că realmente au profitat de toate oportunitățile care s-au ivit. Bun. Dar nouă ne e foarte greu să acceptăm că avem de învățat, nu-i așa, de la statele africane. Asta pe de o parte, de la oricine cred că ne e greu să acceptăm că avem de învățat, se și vede de altfel în toate măsurile care mai degrabă nu s-au luat în toată această perioadă. Detaliile în legătură cu subiectul legat de medicina personalizată, dar și celelalte pe care le-am discutat astăzi cu domnul dr. Marius Geantă pe raportul de gardă și la esențial COVID-19 și extra-esențial COVID-19, mulțumesc foarte mult pentru această primă intervenție de anul acesta. Ne reauzim săptămâna viitoare. Mulțumesc și eu pe săptămâna viitoare. Domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină.